vorbească. Așa nu lasă să ne jucăm Brawl Stars. Nu, gata. Mama, ca să facă copii, trebuie ca să a creat, pentru că totul ca să fie, să nu mai fie gol. Să fie unui oameni. Pentru că sunt grijuli cu copiilor. Pentru că ca să nu fiu copii sărați. Dumnezeu a creat mamele ca să aibă grijă de noi, să ne îngrijească, să ne educe, să ne ajute în viață, cât suntem copii. Ca să fie și copii pe lume. Ca să ne iubim. Să ne îngrijească că sunt bolnavi. Pentru a se îngriji de copii. Pentru a avea ajutoare tăticii. Ca să nască copii. Pentru ca copiii să fie iubiți. Ca să fiu oameni pe pământ. Să aibă grijă de copii. Pentru a avea grijă de copiilor. Ca să existe copii. A creat mamele ca să poată să... ca bărbații să aibă companie. Să stau cu ea. Să gătesc. Brioșe, biscuiți și torturi. Să mă închid cu ea la o seară cu ea. Să merg în mal și să fac cumpărături cu ea. Activități? Să dorm. Îmi place că facem activități. Ce mai mult, îmi place să citesc alături de mama mea. Să mă joc jocuri video. Teme. Pisii. Auzi. Să ne jucăm cu pisicile? Să gătesc. Să ajung cu rufele. Să fac crafting. Da. Să mă joc cu ea. Păi îmi place să discut despre foarte multe lucruri. Lucrul meu preferat cu mama este să stau de vorbă cu ea. O să petrec timp. Să gătesc. Să nu mai aibă alergie la... sau să nu mai fie bolnavă cu mine. Sănătate. O inimioară cu lânțit. Putere. Mai multă răbdare și să mai mult timp. Încă o surioară. Aș vrea să-i dorească fericirea și bucuria eternă. Mai mult timp liber. Un tort vegan. Cu cafea. Tot ce își dorește. Mărcișare dragoste. Multă bucurie, pace și tot timpul din lume fără nici pic de stres. O viață lungă. Sănătate. Iubire. O capsă. Iubire. Să nu mai aibă durere de spate. Un buchet cu fră. Sănătate și ce mai vrea. Când a dat o pastă în vețeu sau am făcut neascultare. Am spart ceva, am spart o cană, am spart un bol. Furia. Când sunt patnic și nu și când fac prostii, când îmi spune de mai multe ori să nu fac. Când nu ne pune cesetele în picioare și când facem ceva superficial. Când nu fac curățenie. Atunci când sunt obraznică. Neascultarea. Când mă spun pe mine. Când nu ascult. Când nu fac ce îmi spune. Atunci când uitam să dăm mâncare la pești. Cred că o supără cel mai tare pe mama mea când fac nezdrăvănit. Că nu mănânc tot. Neascultarea. Când nu ascult. Când o enervez pe Andrada. Cita de treburile. Pentru că e bună, darnică. Cu mine mă ajută când am nevoie. E prietena mea cea mai bună. Că ea mă iubește pe mine și vrea să-mi dea sfaturi bune. Pentru că e foarte veselă și bucuroasă și mă impresionează. Că cea mai bună persoană din lume. Că ea aduce mâncare. Pentru că ea ne-a creat și pentru că... ne ajută cu orice. Că e mama mea. O iubesc fiindcă facem mâncare bună și pentru că
e bucuroasă. Fiindcă mereu are grijă de mine și mă iubește din toată inima. Pentru că mi-aduce surprize. Fiindcă e mama mea. Pentru că îmi face binele. Pentru că este bună cu mine. Bine, că se joacă cu mine. Fiindcă îmi face toate mâncărurile preferate și are grijă de mine. La mulți ani, mami! La mulți ani, mama! La mulți ani, mami! La mulți ani, mami! La mulți ani, mami, te iubesc! La mulți ani, mama! La mulți ani, mama! La mulți ani, mami! La mulți ani, mami! La mulți ani, mami! La mulți ani, mami! La mulți ani, mami, te iubesc! La mulți ani, mami! La mulți ani, mamelor! La mulți ani, mama! Te pup! La mulți ani, mama! La mulți ani, mama! La mulți ani, mami! La mulți ani, mama! Dar cea mai bună mamică este mami!